Este imposibil ca în ziua de astăzi să vorbim despre autoturisme electrice fără să menționăm brandul Tesla. În anul 2008, atunci când s-a lansat Tesla Roadster, s-a schimbat în totalitate viziunea despre mașinile electrice. Însă Model S de la Tesla, lansat în anul 2012, a revoluționat condusul mașinilor electrice. Model S a stabilit un nou record și pentru alți producători de automobile electrice din punct de vedere al siguranței, performanței, luxului și tehnologiei. Au trecut 10 ani de la lansarea primului Model S, iar rumoarea ce s-a creat în jur este din ce în ce mai mare. Asta ridică întrebarea, cum a reușit un producător nou ca Tesla să urce în topul clasamentului și să devină atât de semnificativ pe piața auto? Ei bine, să spunem doar că Elon Musk nu este bun numai să posteze tweet-uri care generează frenezie în tot internetul, ci este și un lider vizionar. Spre deosebire de alte companii producătoare de automobile, de exemplu Toyota, care este de foarte multă vreme pe piață și care a produs modele nenumărate și diferite, Tesla este un brand nou pe piața auto. Prima mașină a constructorului a fost Tesla Roadster, automobil sport total electric, iar cea de-a doua a fost sedanul de lux, cunoscut ca Tesla Model S. Aflat încă în faza de dezvoltare, Model S a fost denumit cu numele de cod White Star. Atunci când s-a lansat, în anul 2012, a arătat lumii întregi că automobilele electrice nu trebuie să fie mici, scumpe și cu autonomie mică. Model S este acel automobil care a depășit marea majoritate a limitelor pe care le aveau mașinile electrice. În loc să construiască o mașină care ar concura cu alte automobile electrice, Elon Musk și echipa sa s-au concentrat pe fabricarea Model S ca fiind o mașină cu înalte performanțe care să concureze cu mașinile pe benzină. Spre deosebire de multe mașini electrice, Model S nu a făcut niciun compromis la design sau la funcționalități. Mașina arată superb la exterior, iar interiorul se potrivește cu luxosul design exterior. Nu numai că arată superb, însă este și eficientă și, conform celor declarate de Tesla, are cel mai scăzut coeficient aerodinamic dintre toate mașinile. Și totuși acesta nu este un motiv întemeiat ca oricine să-și o dorească. La acea vreme oferea o autonomie mare, nemai întâlnită la niciun vehicul electric. Atunci când a fost lansată, avea o autonomie la modelul de bază de aproximativ 332 de kilometri, în timp ce modelul cu autonomie mai mare, Long Range, avea o autonomie de aproximativ 424 de kilometri. Depășind limitele tuturor automobilelor electrice, popularitatea Model S a crescut imediat. Bineînțeles, autonomia sa fără precedent nu ar fi fost posibilă fără bateriile sale puternice cu litiu-ion care au stat la baza modelului S. Peste ani, Tesla a continuat să îmbunătățească capacitatea bateriilor pentru a crește autonomia autoturismelor sale. Conform celor de la Tesla, Model S Long Range are o autonomie estimată la 648 de kilometri. Poate că bateriile mai mari sunt mai bune, însă vin și cu dezavantaje. Spre deosebire de automobilele tradiționale pe benzină care se alimentează în câteva minute, la mașinile electrice încărcarea bateriei durează mult mai mult. Pentru a trece și de această provocare, Tesla a venit cu ideea de superchargere, adică o rețea de stații de încărcare amplasate în diverse locații care permit deținătorilor de mașini Tesla să plece în călătorii. De aici și numele Tesla Superchargers, care oferă o tehnologie rapidă de încărcare. Un alt motiv pentru care Model S este atât de semnificativ este performanța sa. Potrivit publicației Consumer Reports, mașina asta deține performanțe mai bune decât orice am testat înainte. Nu este doar cea mai bună mașină electrică, ci este cea mai bună mașină. La vremea respectivă, Model S accelera la 100 de km pe oră în numai 3,9 secunde, atingând viteza maximă de 208 km pe oră. Peste ani, performanțele mașinii s-au îmbunătățit considerabil. Model S Plaid poate accelera până la 322 de km pe oră. Și mai impresionant este timpul de la 0 la 100 de km pe oră în mai puțin de 2 secunde, mai rapidă decât majoritatea supercarurilor. O altă trăsătură care face din Model S o mașină reprezentativă este tehnologia. Dotată cu un pilot automat cu o tehnologie avansată, mașina e capabilă să controleze accelerația, frânele și direcția în anumite situații. Conducerea autonomă, care se află încă în stadiu de dezvoltare, va permite mașinii să conducă în totalitate singură.
Toate mașinile Tesla sunt echipate cu funcția Full Self Driving. Senzorii avansați și puternicele sale procesoare face din Model S o mașină incredibil de avansată. Ar fi trebuit să adauge și un buton denumit Mă simt norocos astăzi, care te duce într-o locație aleasă la întâmplare, de exemplu la plajă, la muzeu sau la un parc tematic. Model S are și internet, ceea ce permite adăugarea de noi caracteristici la mașină, actualizând-o și făcând o mașină mai sigură și mai capabilă, descărcând online actualizările de software. Model S este construită pentru siguranță. Este dotată cu funcții active de securitate precum frânarea automată în caz de urgență. Aceasta a primit și 5 stele Euro NCAP la categoria siguranță. Model S a avut un succes enorm. În anul 2018 au fost vândute peste 250.000 de bucăți. Nefiind o mașină ieftină, modelul de bază costă aproximativ 90.000 de euro. Model S este așadar un model foarte semnificativ care a revoluționat piața autoturismelor electrice. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like la acest video și să vă abonați la canal turtind clopoțelul de mai jos. Mulțumesc!